Ionuț Badea răsuflă ușurat după prima victorie pe banca pandurilor. Tehnicianul era sub o mare presiune din partea conducerii, dar a reușit să-și motiveze perfect elevii care au făcut cel mai bun joc din acest sezon. Dacă ar fi pierdut meciul cu Craiova, Condescu și Burlan ar fi schimbat din funcție pe Badea, plan de care Pârvulescu nu a fost înștiințat. A spus, era o răbdare care avea o limită, Badea este antrenorul pandurilor. Nu se pune, v-am spus și mă repet, nu se pune problema demiterii lui Ionuț Badea. Nu a fost niciun moment. Era normal că aveam nevoie de puncte. Scăpam plutonul, deci în a doua jumătate a clasamentului rămâneam cu 3 puncte. Vă dați seama, toată lumea a început să facă puncte și noi rămâneam în subsol. Dar aveam nevoie ca de oxigen de aceste 3 puncte. Badea are acum girul conducerii, dar nu a scăpat de presiune. Echipa e încă pe un loc retrogradabil și are în față 2 meciuri capitale. Cel puțin 4 puncte trebuie să ia gorjenii din duelurile cu Brănești și Timișoara, iar Badea speră ca elevii săi să repete jocul bun făcut contra Științei. Felicit jucătorii pentru că au întâlnit o echipă puternică astăzi, felicit pentru victorie, felicit pentru spiritul de echipă. E prima dată când se vede foarte clar forța de grup. Pandurii au marcat cu Craiova tot atâtea goluri cât reușiseră în primele 6 etape la un loc.